absolvent la Prime FM, bal de clasă noi îți dăm. E, a venit momentul adevărului. Un nou șef de clasă, o nouă provocare pentru un om care duce așa în spate soarta. Câți elevi sunteți voi acolo în primul și în primul rând? Bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine vorbim? Cum te numești? Grupa sanguină, vârstă, kilograme și înălțime. Și unde stau banii în casă? Bună dimineața! Sunt Iulian de la Liceul Miguel Cervantes. Am 15 ani. Așa. Iulian, vorbește mai în microfon ca să te audă toată țara. Așa, grupa sanguină, nu țin minte, două pozitive, probabil. Cred că e ok, e ok. Înălțime și greutate, ca să vedem dacă te califici la... 1,79 m, am 60 kg. Foarte tare, foto, da, foto, e bine. Fotomodel. Deci tu ești absolventul clasei A9. Așa, am înțeles noi corect, că la 15 ani nu mi-aduc aminte să fi absolvit școala. Așa. Miguel de Cervantes, un liceu de profil așa mai spaniol, da, limba da. Spaniolă se învață acolo. Două limbi străine, spaniolă și engleză. E bine când sunt două limbi. O limbă, auzi, o limbă e bine, dar două și mai bine. Da. Voi vă învață cum să vă sărutați franțuzește acolo, nu? Cu două limbi. Nu, nu, n-ai înțeles, da? Ok. Ia zi ceva, zi ceva. De fapt, câți ani ai, Iulian? Am 15. Mulți ani. Despre ce vorbim, Mihai? Despre ce vorbim, Mihai? Primul da? Sărut cu gura mare. Zine ceva în spaniolă ca să putem porni la drum așa. Cum e în spaniolă? Pornim sau? Vamos! Vamos! Vamos a bailar! Da. Știam și eu câteva cuvinte în spaniolă. O să-l cam, o să-i cezar desde cualquier día. Se... Așa, da. E ceva de o înjurătură dură, da? Nu. Bun, tizule, ești pregătit? Da, sigur. E foarte simplu, un test de cultură generală la care e supus fiecare șef de clasă. Nu uita că ai trei opțiuni, ne poți telefona pe cineva și anume pe dirigintă, pe un coleg de clasă și un prieten foarte bun, da? Da, hai să încercăm. Prima întrebare sună în felul următor. Ce oraș turcesc este situat pe două continente? A. Istanbul, B. Ankara și C. Gaziantep. Merg pe varianta numărul A, prima. Istanbul. Istanbul. Răspuns final? Final. Asta sunt aplauze pentru tine. Cunoștințele tale în geografie s-au adeverit a fi bune. Întrebarea cu numărul 2 e la fel de o întrebare la care la sigur nu vei avea dificultate în a răspunde. Care este cel mai lung fluviu european? Aici trei variante de răspuns. Să fie oare Don, să fie Volga sau Dunărea? Cel mai lung fluviu din Europa. Don, Volga, Dunărea. Don, Volga sau Dunărea. Bine, eu ți-aș spune, dar n-ar fi frumos din partea mea, înțelegi? Da, 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 da. Uite, pot să-ți spun și un greieraș care o să te ajute imediat. Așa, el indică faptul că se merge procesul așa. Da. Din Europa. Să fie Dunărea. Dunărea. Așa. Răspuns final? Da. Îți reamintim că ai trei posibilități de a suna pe cineva, bă, colega, profesoara, iubita, pe cine vrei tu. Tati, mami. Nu, răspuns final. Final. Răspuns final. Dunărea. Da. Iulian? Cel mai lung fluviu european e Volga. Așa e. Bun, hai să nu trecem. Nimic, te revanșezi la întrebările alea mai, mai complicate. Da, așa. Să trecem la întrebarea cu numărul 3. Câte laturi are un hexagon? A. 5, B. 6, C. 7. Răspunsul tău? A doua. Adică 6. Da. Răspuns final? 6 zici. Da. Și mergem la întrebare cu numărul 4. Ce se măsoară cu ajutorul herților? Frecvența, tensiunea sau distanța marină? Suntem pe 88.0 Hz. Așa. Megahertz. Megahertz. Frecvența. Frecvența. Așa e? Răspuns final? Da. Foarte ingenios. Yes. În viață nu m-aș fi gândit că răspunsul la această întrebare stă chiar în fața, da. Bun, hai să am ajuns la întrebarea cu numărul 5. Ce fel de instrument este tuba, nu truba, tuba? De suflat, de percuție, cu corzi. Tuba. Ai auzit vreodată de tubă? Da, probabil. Nu de șubă. Hai să mănâncă. Hai să îmbracă. Hai să și se îmbracă, da. Tuba. Probabil în asta se suflă.
De suflat. Da. Răspuns final? Da. Este. Așa. Bine. Astea au fost întrebările la care ai luat câte două puncte de fiecare răspuns corect. Mergem mai departe cu întrebări la care vei lua pentru fiecare răspuns corect câte trei puncte. Aici ai nevoie de concentrare maximă, iar eu ți amintesc că poți să telefona pe cineva în cazul în care simți o nesiguranță. Cine a scris romanele din seria Harry Potter? Trei variante de răspuns: Frank Richards, J.K. Rowling sau Keith Barnes. Seria Harry Potter. Da. Există așa o serie de cărți, vreo 7 la număr. Da, varianta numărul 2. Scrisă de J.K. Rowling, zici tu. Da. Răspuns final? Da. Răspuns final primit. Este! Așa este. E, scriitoarea britanică J.K. Rowling, cea mai bogată, apropo, scriitoare a momentului. Uite că ți-ai trecut în cont și încă un răspuns corect. Întrebarea cu numărul 7. În ce ocean sunt întâlniți cei mai mulți atoli? Atlantic, Pacific sau Indian? Știi ce aia? Atol. Dacă ți-ați aminte, sunt insulițele astea care sunt așa lăsate în apă, da? Și rămâne doar conturul. Insuluțe. Printre care se numără și o insulă cu denumire de Sfânt, San Vicent, Santa Lucia. Se mută lumea de acolo. Deci e foarte frumos, dar... periculos. Nu se dau pensiile la timp. Unde sunt cele mai multe atoluri? Atlantic, Pacific sau Indian? Ați aminte harta și închipuiesc cam unde sunt insulițele astea împrăștiate așa multe. Simt că ai nevoie de greieraș. Pune greierașul. În Pacific. Nu, în Indian. Ai mai 3 secunde să te gândești? Adică poți să suni pe cineva în cazul în care te îndoiești? Nu te impunem, doar îți reamintim. Atlantic, Pacific, Indian. Din câte mai amintesc, Oceanul Indian este bogat în insule. Așa. Și în Atlantic sau Pacific nu prea sunt după tine. Da, și în Pacific sunt. Răspuns final. Atunci ce facem? Răspuns final, Indian. Indian. Eu știu o numărătoare din Oceanul Pacific, a ieșit un pește mic și pe coloa de lui scrie, iese afară, dumneata, răspunsul este, hai să vedem ce o să zică calculatorul. Nu e adevărat, de fapt este... Iuliane, cum poți să procedezi în felul ăsta? Da. Răspunsul este greșit, era vorba de Oceanul Pacific. Da, el abundă în tot fel, în tot ce vrei, de fapt, acolo... sunt de toate. Hai să mergem la întrebarea cu numărul 9. Ce mare preot din timpul lui Burebista a ordonat distrugerea viilor? Să fi fost Herodot, să fi fost Deceneu sau să fi fost Decebal? Un mare preot trăia pe atunci, pe timpul lui Burebista, și a ordonat distrugerea viilor din anumite considerente. Așa. Îl chema Herodot, îl chema Deceneu sau Decebal? Mergem pe metoda excluderii. Herodot? Nu. A, păi nu prea putem să excludem. Adică ai trei posibilități de a suna pe cineva și de a întreba. Adică nu putem să exclude. El își exclude în mintea lui. Am înțeles. Da. Okay. Ok, da. Pe Herodot de ce vrei să-l excluzi? Cu ce a greșit omul? Pentru că era istoric. Era istoric. A, deci un istoric nu putea să distrugă niște vii la o obeție. Da. Crezând că e preot. Decebal n-avea timp pentru că se lupta. A fost mai apoi, Decebal după Murebista. Și rămâne Deceneu. Știi ceva despre Deceneu? A fost un preot care a distrus viile? Nu știm. Trebuie să întrebăm calculatorul. Dar înainte să întrebăm calculatorul, trebuie să te întreb pe tine dacă e răspunsul final ăsta. Hai să dăm un telefon. Hai să dăm un telefon. Cu cel mai mare drag, pe cine vom suna? Vom suna colegului meu. Colegul care se numește? Raul. Raul. Raul? E din Spania. Auzi, dar să vede că vă învățați la... Cervantes acolo, da? Cât de des vorbiți voi în spaniolă pe holuri? Doar Alexi. Așa, și sunteți fani Barcelona toți, da? În general, da, colegii mei de clasă sunt fani, probabil la Real Madrid, așa. Barcelona. Eu
sunt cu Bayern München. Uite, noi adevărați, adevărați patrioți, ținem cu... Cu Chelsea, Londra. Da, hai să vedem dacă este... Alo? Alo? Raul? Amigos? Raul? Da, da. Ce faci, omule? Bună dimineața! Da, că ascultăm pe Iulian. L-ascultați, cum vi se pare? Foarte bravo și mult bafă. Bun, uite, are nevoie de ajutorul tău. A ajuns la întrebarea cu numărul 8. Nu, nu, am greșit ceva mai devreme. Mihai, te rog frumos întrebare. Așa, ai auzit-o și la radio, dau ție încă o dată. Cum îl chema pe marele preot care trăia în timpul lui Burebista și care a ordonat distrugerea viilor? Herodot, Decenev sau Decebal? Decenev. Ești sigur? Da. Raul, de tine depinde răspunsul final al lui Iulian. Da, știu. Ăsta este răspunsul final. Domnule Iulian, ce facem? Merge pe mâna prietenului? Da. Răspuns final primit. Să vedem ce spune și calculatorul. Hai să vedem. Da. Este Deceneu, Deceneu, așa îl cheamă pe preotul ăsta. Raul, să ai o zi minunată. Ține pumnii colegului în continuare. Ceau, pa, pa. Bun, hai să ne grăbim. Vine publicitatea peste noi, mai avem 2 minute. Întrebarea cu numărul 9 de această dată. Cum îl chema pe bateristul formației Beatles? Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison? Pe bateristul formației Beatles îl chema Ringo Starr. Răspuns. Ai fost fan Beatles? Da, sunt. Și ești? Da. În continuare, cum îi chema pe toți băieții? Toți. Era Paul McCartney, așa. Lennon, Ringo Starr și George Harrison. În primul rând John Lennon și apoi Paul McCartney. Da. E mai mic. John Lennon era. E mai mic. Poate îi plăcea băiatului mai mult așa. Răspuns final? Ringo. Ringo. Așa. Ringo, Ringo. Ce zici, calculatorule? Este. Este. Bun, și întrebarea cu numărul Ghece. Cum se numește biografia romanțată a lui Michelangelo, scrisă de Irving Stone? Viața lui Michelangelo, Michelangelo Buonarroti sau Agonie și Extaz? Hai că asta ține de literatură universală. La sigur, studiați la greu acolo această materie. Așa, viața lui Michelangelo Buonarroti și... Agonie și extaz. Biografia romanțată a lui Michelangelo, scrisă de Irving Stone. 3. Zici că... Agonie și extaz. De ce? Din ce considerente? Așa îmi spune intuiția. Îți reamintim că mai ai 2 telefoane de preluat, dar nu vrei. Răspunsul tău este agonie și extaz. Să fie. Să întrebăm și calculatorul. Este! Așa, într-adevăr, se numește biografia romanțată a lui Michelangelo. Da, bun, ne-a rămas o singură întrebare. Iulian este șef de clasă și reprezintă liceul Miguel de Cervantes. Până acum s-a descurcat foarte bine. I-a mai rămas o întrebare pentru care poate obține 5 puncturi. Să știi că toată clasa ta, în special prietenul tău, Raul, stă acum așa lipit de box aparatul de radio și ține pumnii. Sper eu că răspunsul tău va fi corect și... 5 puncte vor merge direct spre clasa voastră, o clasă absolventă, clasa nouă de la liceul Miguel de Cervantes. Yes. E bine, întrebarea sună cam așa. Da. Ce minune a lumii antice se afla în Babilon? Statuia lui Zeus, farul din Efes sau grădinile suspendate ale Semiramidei? În Babilon. În Babilon. În Babilon. Am fost odată în Babilon. Era super. Statuia lui Zeus, farul lui Efes, grădinile suspendate ale Semiramidei. Grădinile. Ești sigur? Da. Deci nu vrei să mai apelezi la cele două opțiuni. Mai ai telefon, două telefoane. Sunt sigur. Ești sigur? Ești sigur, dar sigur îndoiești. Iulian, privește-l pe Iulian în ochi. Vezi câtă siguranță are. Sunt. Uite, așa arată siguranța. Sunt sigur, da. Siguranța de la contor. Bună, Iulian, răspuns final? Da. Grădinile suspendate ale Semiramidei, da? Da, sper eu. 5 puncte pentru șeful clasei Iulian.
de la Miguel de Cervantes. Bravo! Câte puncte am adunat până în acest moment? 25. Și toate șansele de a accede în etapa următoare, adică în faza aia de distracție copioasă de seară până dimineață. Da. Altceva vreau să spun. Ai mai avut și două telefoane pe care nu le-ai folosit. Poate cu astea două telefoane ai fi rezolvat problema. Atunci da, probabil. Nu? Da, credeai că o să fie întrebările mai grele mai spre final. Mai grele întrebările și le țineam pentru final. Da, așa. Uite că ți-au scăpat întrebările, telefoanele au rămas la noi, ambele. Ai un premiu garantat din partea lui Vasile Țâmpău, director de programe. Uite, prietenia lui. Îți dă o mână caldă, da? Și prietenia lui. Da, și îți acordă 2 ore din viața lui pentru o cină cu cine vrei tu din clasa ta. Neașteptat, da. Da. Mă rog, achitată de Mihai până la urmă. Noi, bună, noi te salutăm, Iulian, îți mulțumim. Baftă mult, o zi frumoasă să ai.